Caravana Educației, un proiect național lansat de Tineretul Social-Democrat în cadrul misiunii sale de a promova educația ca prioritate a tinerilor social-democrați, a ajuns weekendul acesta și în județul Mehedinți. Programul vizează oferirea de sprijin tinerilor de clasa a 8-a pentru evaluarea națională. Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi alături de noi. Organizația TSD Mehedinți va organiza astăzi o acțiune care se desfășoară pe altfel și la nivel național, prin care noi încercăm să sprijinim tinerii de clasa 8-a, să îi ajutăm și să fim alături de ei cu informații corecte și cu informații care să îi ajute să obțină o notă cât mai mare la examenele naționale. Este foarte important pentru Partidul Social Democrat sprijinirea tinerilor din mediul rural. Tocmai de aceea mă bucur că această acțiune a reușit astăzi să o desfășurăm în comuna Malovăț. Mulțumesc domnului primar pentru că ne-a sprijinit, doamnei directoare și tuturor celor care sunt alături de noi în activitățile pe care PST Mehedinți le desfășoară în județul Mehedinți. Anul acesta a fost lansată cea de-a doua ediție a Caravanei Educației. Caravana Educației este un proiect emblem al tineretului social-democrat, prin care împreună cu colegii din cele 36 de județe în care caravana va poposi în acest an, aceștia au încercat să le ofere sprijin elevilor de clasa 8-a care se pregătesc să susțină evaluarea națională la limba română și la matematică. Președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a subliniat cât de importante sunt astfel de activități pentru tineri, mai ales pentru cei din mediul rural. Prin acest proiect, tinerii social-democrați oferă tuturor copiilor șansa la educație, pentru că o societate modernă are nevoie de tineri educați. Caravana TSD a ajuns astăzi și în județul Mehedinți. Ne bucurăm că am putut desfășura și noi această acțiune. Mulțumim pentru sprijin domnului președinte al PSD Mehedinți, domnului Aladin Georgescu, domnului primar al comunei Malovăț, Michescu Ion, și domnului secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, Bogdan Simcea, care de altfel a fost și prezent alături de noi astăzi. Este fostul președinte al Tineretului Social-Democrat și un om apropiat de organizația noastră și ne bucurăm că împreună am reușit să venim în sprijinul tinerilor din mediul rural, din comuna Malovăț, pentru că examenele naționale se apropie cu pași rapizi și cu sprijinul a două colege din organizația noastră am reușit să facem pregătire la limba română și la matematică în vederea susținerii lor și în vederea fixării cunoștințelor pe care le-au acumulat în această perioadă. Partidul Social Democrat și Tineretul Social Democrat susține educația, susținem tinerii și ne dorim ca în perioada următoare, prin măsurile pe care guvernarea le ia, pe care Partidul Social Democrat reușește să le impună în cadrul coaliției de guvernare, să stopăm abandonul școlar, care este, din păcate, foarte prezent în mediul rural și în comunele și comunitățile locale din mediul rural din țara noastră. Amenajată sub forma unei săli de curs, caravana a găzduit la Malovăț elevii claselor a 8-a din comună, oferindu-le meditații gratuite la limba română și matematică, susținute de doi profesori voluntari. Primarul comunei Malovăț, Michescu Ion, a fost extrem de încântat de faptul că această caravana educației a poposit chiar în comuna dumnealui, fiind un real sprijin pentru elevii din cadrul școlii gimnaziale Malovăț. Este o acțiune promovată de Tineretul Social-Democrat la nivel național, se numește Caravana Educației. Prin această acțiune se încearcă a aprofunda materia pentru examenul național la elevii de clasa 8-a. E un lucru binevenit pentru că mai sunt câteva zeci de zile până la examenul național și copiii trebuie să fie pregătiți pentru examen. Sperăm că toți vor lua examenele la capacitate și le urăm de acum baftă. Pe măsură ce evaluarea națională se apropie, emoțiile elevilor cresc. De aceea, pe lângă pregătirea suplimentară la limba română și la matematică, tinerii au ajutat cu câteva sfaturi pentru a-și păstra concentrarea și încrederea în această perioadă. Secretarul de stat Bogdan Simcea a fost prezent și el alături de colegii săi și s-a bucurat să vadă atâția tineri prezenți la evenimentul dedicat lor, educația ocupând mereu un loc primordial. Îmi pare bine să mă aflu astăzi în comuna Malovăț. Astăzi, practic, TSD-ul a venit împreună cu colegii din țară cu o caravană, Caravana Educației. Mă bucur că împreună cu colegii mei de la organizația TSD Mehedinți
ședință am reușit să fim și noi parte din această caravană și mă bucur că sunt foarte mulți tineri prezenți astăzi alături de noi. Așa cum bine știți, la nivel guvernamental, tineretul și educația sunt prioritare în ceea ce înseamnă atât finanțarea cât și aplicarea guvernanților față de educație și față de tineri. Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, Alin Tomoescu, a subliniat importanța acestei acțiuni pentru copiii din satele noastre, pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine noțiunile dobândite, iar examenul să fie un real succes. Este o acțiune foarte frumoasă, care promovează cultura și cititul în rândul copiilor din mediul rural. Este un lucru foarte bun și care trebuie încurajat. Totodată, copiii au nevoie de a-și dezvolta competențele de citire. Pentru că în ultima perioadă tentațiile sunt foarte mari, internetul, televizorul, diferitele medii de socializare, care într-adevăr distrag copiii de la citit. Directoarea școlii gimnaziale Malovăț a fost extrem de încântată de această acțiune, afirmând faptul că elevii au fost stimulați. Este o experiență extraordinară, unică, sunt convinsă că au fost stimulați elevii mei și dorim să se repete. Caracterul total inedit al activității și elementul central al caravanei l-a reprezentat autocarul TSD, personalizat cu logo-ul organizației și denumirea proiectului. În interiorul său, autocarul a fost organizat sub forma unei săli de clasă, cu scaune și pupituri de scris. Sperăm să-i ajute pe toți copiii pe care încercăm să-i formăm în viitorul pe care ei o să-l aibă, să-i ajute la următoarele examene, să le promoveze și să meargă exact acolo unde își doresc. Astăzi, alături de colegii din TSD Mehedinți, am venit în comuna Malovăț, unde a poposit caravana educației și ne-am bucurat că am putut să-i ajutăm pe copiii care urmează să dea examenele de evaluare națională cu câteva informații și cu mici sfaturi pentru alegerea drumului pe care îl vor parcurge. Copiii din cadrul școlii gimnaziale Malovăț au fost extrem de încântați de această activitate, în cadrul căreia și-au recapitulat toate cunoștințele asimilate până acum pentru evaluarea națională. S-a părut o experiență foarte frumoasă, mai ales că putem să învățăm multe. Deci, spre examen și pentru clasa 8 a fost foarte bine. Ai recapitulat tot ce ai învățat până acum? Da. A plăcut foarte mult, am învățat ceva din ea. Ai repetat toată materia pe care o ai pentru examen? Da. Ce s-a părut această experiență? Foarte frumoasă. Și ești încântată că ai putut să participi la acest eveniment? Da. Caravana Educației este o inițiativă extraordinară pentru elevii aflați în prag de evaluare națională. Această sală de clasă atipică a strânit interesul tinerilor elevi din comuna Malovăț și astfel au participat cu entuziasm la programul educațional de meditații, fiind receptiv și aprofundând cunoștințele la cele două materii, limba română și matematică. Această acțiune a beneficiat de sprijinul președintelui PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, dar și a tuturor liderilor politici care s-au implicat în toate acțiunile TSD Mehedinți.